este subiectul, da? Da. Am avut o... Am avut o întâlnire, așa cum știți foarte bine, de câte ori delegația Fondului Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială vin în România, se întâlnesc și cu opoziția, ceea ce este un lucru normal. Am discutat, în primul rând, i-am asigurat că în toate dezbaterile politice care au avut loc în această perioadă, cererile noastre față de guvernul actual și față de președinte, opțiunea politică asumată a noastră, a Uniunii Social-Liberale, este ca viitorul guvern, care sperăm să-l avem cât mai repede, și guvernul USR după alegeri, să păstreze angajamentele pe care România și le-a asumat față de Comisia Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, stabilitatea noastră și respectabilitatea în fața partenerilor noștri internaționali. Chiar și în varianta demiterii sau demisiei guvernului Boc, guvernul de tranziție spre alegeri ar avea suportul nostru integral, repet, pentru a ne îndeplini obligațiile asumate și pentru a ne păstra relațiile cu partenerii noștri internaționali. Am exprimat de asemenea punctul nostru de vedere că în interesul păstrării acestei stabilități și onorabilității a României în piețele internaționale, alegeri și, de fapt, finalizarea procesului electoral cât mai rapid ar fi un lucru de dorit. Dacă stăm până în luna noiembrie în criză politică, cu un guvern fără susținere clară și cu un parlament blocat, nu poate decât să fie o situație defavorabilă României în acest context. La lucruri foarte concrete. Am întrebat dacă acea creștere de 5% a pensiilor și salariilor anunțată de Partidul Democrat, care a fost discutată cu partenerii noștri internaționali, răspunsul, cred că știți și dumneavoastră, nu. Nu există în acest moment discutat cu FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană niciun fel de posibilitate de creștere a pensiilor și salariilor. A fost o singură promisiune electorală a celor de la PNL, generată probabil de sondajele de opinie, care au fost în acea zi. Din punctul de vedere al partenerilor internaționali, după luna iunie, în funcție de cum evoluează lucrurile, chiar dacă semnalele nu sunt deloc optimiste, se poate discuta cu o asemenea creștere. Din punctul de vedere al nostru, al Uniunii Social-Liberale, am reiterat faptul că prima măsură care ar trebui luată de guvernul actual sau de guvernul USL s-a referit la reducerea CSE-urilor, a taxării muncii și din punctul de vedere al partenerilor internaționali, România în acest moment are o taxare a muncii prea ridicată, împiedicând practic firmele private să creeze noi locuri de muncă. Iar această abordare a noastră, atât cât am înțeles eu și rog și pe colegii mei să confirme sau nu, este o abordare împărtășită de către partenerii noștri internaționali. Am discutat despre o situație specială și vreau cu această ocazie să răspund și unui jurnalist, domnul Rogozanu, care cerea să pun această întrebare la întâlnirea cu femeiul, ce se întâmplă cu companiile de stat în acest an și de ce trebuie ca guvernul Boc să vândă, practic, ceea ce a mai rămas din averea națională, participațiile guvernului la companii profitabile. Am primit asigurări că acolo unde este vorba de companii care se află în pierdere, acestea, dacă nu pot fi privatizate, vor ajunge la un tip de management privat și nu politic, care să asigure o restructurare și o mai bună gestionare a acestora. Iar în ceea ce privește companiile energetice, orice bani se va obține din vânzarea de acțiuni, va rămâne în cadrul capitalului acelei companii sau pentru investiții în acele companii. Nu vor fi, practic, banii luați pe vânzarea hidroelectrică sau transgaz sau orice altceva, folosiți pentru programele electorale ale Partidului Democrat Liberal. Am discutat și domnul Daniel Constantin a ridicat câteva probleme foarte concrete despre eșecul în continuare
9,54. Și după care România și în 2011 a rămas cu un grad de absorție sub 4% din fondurile europene, chiar dacă activitatea administrativă a ministrului Orban este apreciată și de către dânsii și de către noi, rezultatele nu apar din cauza blocajului politic și a lipsei de, în urmă, de instrumente politice pentru ministrul Orban. Am rămas la 3,7% cea mai rea situație de Europa în afară de România, o are Bulgaria cu un grad aproape de titlu, 9,5, dacă nu mă înșel, de absorție a fondurilor europene. Problema principală pe care noi o vom aborda, de altfel, în care reglementare legislativă absolut prioritară pentru Uniunea Socială Liberală, se referă la legea achizițiilor publice. Aici, în continuare, guvernul actual merge pe un sistem care încurajează folosirea greșită a banului public. De astfel, raportul Curții de Conturi de 2011 a relevat 600 de milioane de euro pierduți sau folosiți greșit prin licitații publice. Există un blocaj politic în cadrul guvernului Boc, care nu vrea și nu reușește să schimbe legea achizițiilor publice, pentru că asta probabil ar însemna dificultăți în plus pentru aranjarea licitațiilor și îi înțeleg din acest punct de vedere. Ultimul punct, am aflat cu foarte mare surprindere și supărare faptul că îngrijorările noastre exprimate anterior se confirmă acum din totuși partea abilitată a celor de la FMI și Comisia Europeană. Deficitul anunțat pentru anul 2012 de 1,9% este un deficit fals. Deja mi s-a spus că la acest deficit de 1,9% se vor adăuga cel puțin 0,2, deci ajungem la 2,1. În termen nominal înseamnă 280 de milioane de euro, bani pentru a zici Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, condus de doamna Unea. Deci a fost o minciună 1,9, așa cum s-a aprobat în bugeti, cum a fost 12,25. Deficitul va fi cel puțin 2,1, pentru că trebuie acordat 280 de milioane, cel puțin 280 de milioane de euro în acest an, doamnei Udrea, pentru scopurile pe care le știți foarte bine. În încheiere, și o să-i rog dacă au de adăugat ceva colegii mei, vreau să vă anunț, tocmai legat de această confirmare primită de la Fondul Monetar Internațional, privind iată alocarea a 300 de milioane de euro neprevăzuți în bugetul inițial pentru Ministerul doamnei Elena Udrea, că astăzi am adresat o scrisoare deschisă primului ministru Emil Boc, o să vă pun imediat la dispoziție, în calitatea domnului Boc de prim-ministru și de președinte al Partidului Democrat Liberal, i-am cerut să prezinte public punctul său de vedere și al Guvernului față de promisiunile lansate parlamentarilor PDL în urmă cu două zile. Domnul ministru Udrea a promis că le dă bani parlamentarilor dacă aceștia continuă să susțină Guvernul. Iar doamna Roberta Anastasie a anunțat că le va redesena colegiile în așa fel încât să le câștige la următoarele alegeri. Și din partea domnului Emil Boc, referent dubla sa calitate de prim-ministru și de președinte al Partidului Democrat Liberal, să precizeze dacă pozițiile doamnei Udrea de a da bani parlamentarilor și a doamnei Anastasie de a redesena colegii în favoarea acestora sunt poziții oficiale ale Guvernului României și ale Partidului Democrat Liberal, iar dacă acestea sunt, să renunțe imediat la asemenea abordări, cu totul și cu totul nedemocratice, abordări care nu fac decât să aducă și mai mult rău idei de guvernare legitimă și partidului care se află în acest moment la guvernare. O să vă dau textul scrisorii și sper să primesc de la domnul Boc, cât mai rapid, un răspuns la aceste două probleme extrem de importante. Vă mulțumesc! Da, eu vreau doar să adaug o chestiune etică vis-a-vis de fondurile europene, pe lângă îngrijorările pe care le-am manifestat și au fost împărtășite de reprezentanții Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și Băncii Mondiale, am avut același punct de vedere că fondurile europene, acum și în viitor, reprezintă principala sursă de investiții pentru a avea locuri de muncă și pentru a avea venituri suplimentare la bugetul de stat. Principalele probleme au fost reiterate
vis-a-vis de cazul redus de atenție a fondurilor europene, ca fiind cel al instituțiilor publice, pe de o parte, pe de altă parte, slaba dezvoltarea sistemului public din România, având în vedere numărul redus de personal care se ocupă de atenția fondurilor europene și lipsa de motivare a acestora. Pentru a compensa acest lucru, o măsură pe care actualul guvern vrea să o ia este legată de aducerea de experți străini în perioada următoare. Este un lucru la care eu personal am anumite rezerve. Cred că există foarte mulți experți în România care pot să facă față îmbunătățirii gradului de absorbție a fondurilor europene. Sunt foarte mulți oameni care au fost pregătiți atât în programe de preaderare, dar și după ce am intrat la Uniunea Europeană și am avut foarte mult acces la foarte multe fonduri pentru pregătirea profesională. Însă lipsa de motivare a acestora îi face ca în prezent să lucreze mai mult în mediul privat și nu în domeniul public din România. Pe de altă parte, ca o concluzie generală, Fondul Monetar Internațional sprijină foarte mult activitatea domnului Orban. Facem și noi un apel pe această cale la primul ministru să întărească poziția politică a domnului Orban asupra ministerilor care administrează cu adevărat fonduri europene. Pentru că așa, cum știți, în momentul de față, domnul Orban nu are o putere politică foarte mare. Autoritățile de management, cele care iau decizii vis-a-vis de absorbția de fonduri europene, sunt încă sub un control politic strict al miniștrilor din guvernul PDL sau, mă rog, din celelalte partide care sprijină actuala coaliție de guvernare. În legătură cu deficitul, existând o presiune, revizuirea în sens negativ a creșterii economice face să existe o presiune de cel puțin 1 miliard de lei asupra deficitului. Cu alte cuvinte, guvernul fie trebuie să taie 1 miliard de lei, fie trebuie să asume că deficitul bugetar la noile nivele de creștere economică va urca cu încă 0,3%, ajungând la 2,4%. Noi am ascult de la început, am semnalat că această construcție a bugetului este nerealistă, și iată că deja primele semne se văd chiar mai devreme decât anticipasem. Și o ultimă idee, noi am ridicat următoarea chestiune, în ce măsură această strategie comună a Guvernului României cu Fondul Monetar Internațional stimulează creșterea economică și îmbunătățește nivelul de trai. Și concluzia la care am ajuns este aceea că 2012, din păcate, nu va fi un an al relansării economice ferme, este un an în care încă România nu intră pe făgașul creșterii, ceea ce face ca, de fapt, momentul în care noi ne vom reîntoarce la potențialul economic înaintea crizei, să se amâne până dincolo de anul 2014. Și încă ceva în această privință, potențialul investițional al României este mare, însă am observat la reprezentanțul reprezentanțelor internaționale o anumită neîncredere tot mai vizibilă în legătură cu capacitatea autorităților de a face mir, de a face prieteni și în legătură cu această corupție pe care autoritățile o generează și pe care, fără să răspunde explicit, totuși autoritățile internaționale, Fondul Monetar și Comisia Europeană au semnalat ca fiind una dintre principalele cauze ale incapacității noastre de a absorbi fonduri europene și de a deschide economia către investițiile străine. Dacă aveți întrebări, eu o să încerc împreună cu colegii din USL să facem secret momentul conferințelor noastre de presă, pentru că văd că suntem pândiți de domnul Băsescu. Cum facem noi o conferință, cum face și el. Acum văd că pare lucruri importante de anunțat exact când aveam noi, deci o să vă rog să înțelegeți la un moment dat, o să vă anunțăm o oră și facem altă oră ca să-l păcălim pe domnul Băsescu. O să ne puneți să nu mai iasă de câte ori și noi văd că își face acest la după noi, ceea ce îmi se pare anormal pentru un președinte. Vă rog! Aș avea o întrebare, dar deci ce fel a fost au expus această creștere economică pe care partidele de guvern român au promis-o de 5% pentru salarii, adică chiar și după luna iunie nu se poate discuta de o revenire cel puțin cu 5%. Am înțeles. Să vă dau răspunsul la acest lucru. În primul și în primul rând, cei de la femeie au spus foarte clar. Nu s-a discutat cu noi. Dacă acești bani existau în buget, existau și acum o lună, când s-a făcut bugetul, deci nu are niciun sens. Sigur, putem în luna iunie, dacă vor fi condiții extraordinare, dacă vor va descoperi guvernul niște bani, undeva ascunși, putem discuta, dar până luna iunie nu. În al doilea rând, domnul Vosganian îmi aduce aminte foarte corect. Legea responsabilității fiscale spune foarte clar. În ultimul an de alegeri, în
anul de alegeri, nu ai voie să dai pensii și salarii, să crești pe salarii în anul de alegeri. Iar cei de la PMI, domnul Frex, ne-a spus foarte clar că ei țin foarte mult la respectarea acestei legi. E un răspuns diplomatic, dar cred că foarte clar. Articolul 7 spune clar. Fondul de salarii nu poate fi majorat prin rectificări. Ceea ce înseamnă că o creștere de 5% ar însemna ca peste 50.000 de bugetari să-și piardă plus locurile de muncă pentru ca salariile lor să poată fi redistribuite celorlalți. Lucrul care vă dați seama că va fi imposibil. V-au spus cei de la PMI dacă au discutat acest lucru și cu premierul, dacă i-au atras atenția de aceste declarații. Nu știu, înțeleg că mai au o întâlnire cu primul ministru. Domnule Ponta, spuneți punctul de vedere al doamnei Corina Crețu, care este de părere că ar trebui demis domnul Jeffrey Franks după ce a fost filmat la acea petrecere cu șeful la NAPSO? Nu, nu am discutat asemenea subiecte și nu discut asemenea subiecte, în rest, sigur că doamna Crețu are voie să aici, vreau să vă precizez un lucru. Domnul Crin Antonescu n-a participat niciodată până acum la întâlnirile cu femei și nici nu va participa de acum încolo. Responsabilitatea în cadrul USL îmi revine mie și colegilor care lucrăm la programul de guvernare de a avea aceste întâlniri. Domnul Crin Antonescu participă la alte întâlniri politice. Asta este avantajul unei alianțe în care se lucra mai mulți. Când ești la trei ani, văsesc cu sigur că participi la toate. Și la cele la care trebuie și la cele la care nu trebuie. Și dacă îmi permiteți, sigur, ca o glumă, dar și ca un lucru serios, am o înțelegere cu domnul Antonescu. La Consiliul European, România va fi reprezentată ca toate țările din Europa de primul ministru. V-a solicitat cumva... Nu ca cine știe ce alte țări. Vă rog. V-a solicitat cumva cei care ne-au zis trebuie în cele internaționale ca autoritatea să aibă o abordare pozitivă privind care s-a dat de stabilitate? Da. Da, am discutat acest lucru și am explicat foarte clar poziția noastră, de altfel exprimată la întâlnirea din decembrie cu președintele Băsescu, că vom discuta acest tratat, vom avea o dezbatere publică și vom susține dacă este nevoie și de modificări constituționale. La momentul modificării Constituției, din punctul nostru de vedere, 2013, le vom introduce. În același timp însă, sigur că așteptăm cu toții toate deciziile la nivel european. Este evident că alegerile din Franța, care au loc în luna aprilie, au o semnătate asupra acestui tratat. Domnul Hollande, care în acest moment este pe primul loc în sondaje, a anunțat foarte clar că Franța dorește o anumită renegociere și, din punctul nostru de vedere, tratatul fără România se poate sau fără Turcia, dar fără Franța nu se poate. Dacă permiteți, există un acord de principiu că v-am sprijinit în aderarea României la acest tratat, dar cu câteva amendamente, în sensul că România trebuie să negocieze și poate să negocieze, având în vedere indicatorii economici pe care are, mai multe chestiuni. Una dintre ele este legată de deficitul structural. De România, din câte știu prin experții tehnici pe care are în momentul de față, deja negociază posibilitatea de a avea un deficit structural mai mare de 0,5. Deci un lucru pe care l-a spus președintele la întâlnirea din decembrie, sigur că nu a intrat foarte mult în detalii acesta, dar iată că se concretizează și mă bucur că se concretizează în discuțiile tehnice care sunt la Bruxelles și există încă foarte mult spațiu de negociere, există posibilități pe care sper să le abordeze reprezentanții României. Ce ați spus de? Dacă au fost estimate în vizorul de alte decizii au poziție în proces parlamentar. Ce a spus delegația comunei vizavi de schimbarea asta de țintă de deficit bugetar de la 1,9 la 2,1, pentru că 1,9 pe cash este scris în scrisoarea de intenție. E scris în mod real. Referiți la ESA, da, 1,9. Ei au zis că au luat act de faptul că probabil nu va fi 1,9, ci va fi 2,1, pentru că guvernul nu guvernul. Doamna ministru și cu președintele Băsescu nu renunță la cei 280 de miliarde de euro. Le-am explicat foarte clar că, din păcate, cei 280 de milioane de euro nu sunt bani pentru dezvoltarea României, ci sunt bani pentru campania electorală a PDL-ului. Și am reiterat decizia noastră politică, pe care o spun din nou, ca să o audă cei care eventual vor să beneficieze de acești bani, că guvernul USL nu va plăti. Și ei au fost de acord cu schimbarea asta? Bun. Eu, de
decizia guvernului. Știți că marja permisă pentru România era de 3% și ne-am întrebat cu toții de ce domnul Băsescu insistă la 1,9. De fapt, insista la 1,9 ca să aibă loc să bage banii pentru doamna Udrea și pentru PDL în deficit. A fost o păcăleală din partea domnului Băsescu. Cei de la FMI sunt foarte realiști. Că tot în vorba de domnul Băsescu, cum v-am dat mai nou ceea ce vă răspunde și faptul când de la ce vă răspunde să vă răspunde? E o onoare pentru noi, faptul că președintele țării își face programul după noi. E în același timp o ocazie pentru dumneavoastră, pentru televiziuni, să faceți alegeri. Vă rog. Ceea ce am discutat a fost despre reducerea CASE-urilor și reacția lor este pozitivă. Evident, urmând să facem alte modificări în buget pentru a compensa acest impact. Dar opinia și a reprezentantului FMI și a Băncii Mondiale și a Comisiei Europene este unitară în ceea ce privește taxarea mult prea mare a forței de muncă în România, o situație pentru care crearea de noi locuri de muncă este îngreunată. Majoritatea țărilor europene, Franța va face acest lucru în luna septembrie, să reduc taxele de muncă. Și noi am regretat că guvernul României a refuzat această măsură. Vreau să vă spun că un impact bugetar arată că dacă se reduceau CASE-urile cu 5% la angajator, așa cum am propus noi pentru 2012, cam jumătate din impactul bugetar se acoperea numai de la PNDI-ul acesta al doamnei. Iată, găsisem jumătate din bani ca să reducem CASE-urile. Mai găseam jumătate de bani din fondul de rezervă al domnului Boc și puteam să reducem CASE-urile. E o chestiune de decizie politică aici. Nu că nu sunt bani. Bani sunt. La cei 700 de milioane de euro pot să reduci CASE-urile? Sau pot să-i dai doamne Udrea și primarilor PDL pentru campanie? Ei au făcut această alegere și trebuie să răspundă pentru. Vă mulțumesc, Bradoar, încă o dată să exprim satisfacția noastră pentru faptul că unul dintre cei mai apropiați colaboratori președintelui Băsescu, doamna Rodica Culcer, a părăsit televiziunea publică și sperăm ca televiziunea publică încet, încet, să, așa cum s-a întâmplat și după decembrie 1989, să își recâștige independența cerută pentru o instituție finanțată din bani publici. A fost absolut inacceptabil și împotriva legii și a regulilor europene modul în care doamna Culcer a folosit televiziunea publică pentru propaganda președintelui Băsescu și e important ca de acum încolo lucrurile încet, încet să revină la normal. Mulțumesc!